să manipuleze tău câteva televiziuni și votează așa cum spun acolo la știri? O bună parte nu se lasă, dar oamenii care nu au acces la alte surse de televiziune, la surse alternative, și dacă facem o analiză a spațiului geografic, cum este, deci până unde ajung surse alternative de informație, și când zic de surse alternative, mă refer la alternative la cele lui Plahotniuc și a lui Dodon, o să vedeți că în acele localități, asta, doar asta au auzit oamenii. Au auzit că vor veni migranți peste ei și în situația în care despre asta se discută în Europa, acolo chiar este o problemă, unii oameni s-au gândit că poate să fie ceva real. Sau dacă mergi la biserică și dimineața înainte de vot îți spune popa în biserică nu poți să votezi pentru o femeie nemăritată că e mare păcat, s-au găsit oameni care s-au temut să păcătuiască. Deci sunt tare multe chestii din astea care au funcționat. Și nu putem să învinuim acești oameni. Mai este și o categorie de oameni care sunt nostalgici după timpurile sovietice și nici pe acești oameni nu putem să fim supărați, pentru că în acești 25 de ani i-au trăit mai rău decât au trăit pe timpul Uniunii Sovietice. De ce? Pentru că toate aceste guverne sau marea lor majoritate care au venit la putere și care au zis că fac reforme, doar au compromis aceste reforme și au compromis modelul de alternativă pe care noi vrem să-l construim. Și acești oameni nu o să mai creadă niciodată în cineva care spune că vine să facă reforme. Ei nu mai au timp pentru reforme. O parte din acești bătrâni votează întotdeauna pe cineva care le amintește de Uniunea Sovietică, de Rusia și așa mai departe. Deci cam asta este analiza electoratului.